Dar dincolo de asta, ne-am dat seama că avem nevoie de capacitate inovativă în administrație, capacitate de inovație care să vină din sectorul care, din punctul meu de vedere, s-a dezvoltat cel mai rapid în economia românească, producția de servicii IT. Este chiar impresionant. Trebuie să recunosc, vorbim de atâta vreme de potențialul agriculturii românești și de cât ar putea să facă pentru un produs intern brut și am avut surpriza plăcută, trebuie să spun, din acest punct de vedere al dezvoltării serviciilor IT, să văd că, dacă nu mă înșel, nu numai că a egalat aportul agriculturii în produs intern brut, dar chiar l-a depășit, ceea ce arată capacitatea de a inova și de a evolua a acestui domeniu în România. Și atunci ne-am gândit cum să facem ca să aducem această capacitate de inovație și în administrația din România, să putem arde niște etape și să putem face niște pași mai rapizi înainte.